Doi turiști aflați în zona Valea lui Stan au anunțat salvamontiștii prin serviciul telefonic Salvamont că în canion, între scările 4 și 5, se afla un câine care a căzut și nu mai putea ieși dintre stânci. Salvatorii s-au mobilizat și au plecat la intervenție. Când au ajuns la locul cu pricina, salvamontiștii au hrănit mai întâi câinele, după care i-au montat hamul de abrupt al lui Helios, câinele de avalanșă al Salvamont Argeș. Apoi le-au luat în spate și le-au dus într-o zonă sigură. Okay. Ai asta. Ia, de... Cum e coada? Eu... E bine. Acolo, e bine. E bine, da? Da. Oh, uite, scoate acum, da? Dacă te ia nenea plăcină, stai și viața bună. Acum cățelul are și o familie. Bărbatul care a anunțat salvamontiștii l-a adoptat și l-a numit Stan, nume care provine din denumirea locului unde a fost salvat.